O dimineață de milioane cu Toader Păun la Europa FM. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână readuce speranța la București și vine cu niște informații echilibrate, așa cum le căutam înainte de 89, ascultând la aparate de radio mai mult sau mai puțin ascunse. Este vorba despre Europa Liberă, iar în spatele acestui proiect în România se află un jurnalist pur sânge, Sabina Fati. Bun venit la Europa FM! Bună ziua! Zic că este un jurnalist pur sânge pentru că poate v-ați întâlnit cu scriitura ei, cu anchetele ei, cu reportajele pe care le-a făcut sau o recunoașteți de pe alte frecvențe și mă bucur că o putem face într-o dimineață de milioane. De ce acum vine Europa Liberă în România? Vine în România doar pe internet pentru moment. O să avem deja un live stream cu voci istorice ale radioului, dar și cu muzică. Și cu muzică permanent toată noaptea, ultimele hituri prezentate de Voice of America. Vine acum și în România și în Bulgaria, considerate poate cele mai rămase în urmă state din Uniunea Europeană, dar vine cumva pe un fond complicat din regiune în care aproape toate statele glisează dinspre democrație, spre liberalism, pas cu pas, cum ar spune președintele. Europa Liberă este finanțată de administrația americană, nu? Mai exact de Congresul Statelor Unite. De Congres. O agenție independentă. Acolo, iară, sunt tot felul de dezbateri privind tot felul de influențe. Simțiți vreo influență în politica editorială a acestui radio? Nu, niciun fel de influență și de altfel, dacă veți căuta pe www.romania.europalibera.org, veți putea găsi acolo misiunea noastră și toate datele din care rezultă că nu există și e garantată că nu există niciun fel de influență și mixtiune politică de niciunde. Ziceam la începutul discuției că ești un jurnalist pur sânge și așa am avut ocazia să te cunosc. Cât de greu este astăzi să mai fii jurnalist în România? Cred că este foarte greu din multe puncte de vedere. De asta prezența Europei Libere ar putea schimba poate puțin lucrurile. Pentru că, sigur, ne uităm cum sunt conglomeratele media la noi și cât de dificil e să poți să ai o media independentă și cât de puține, de fapt, sunt locurile în care ziariștii sunt cu adevărat independenți și nu sunt obligați să facă propagandă sau nu vor ei să facă propagandă sau, în orice caz, se sustrag acestor canale de influență. Și cred că e greu financiar în primul rând, pentru că atunci când ești independent, ești puțin incomod. Atunci când ești independent și știi mai multe din urmă, ești și mai inconfortabil. Și atunci când ești independent și ai experiență mare, în general nu ești binevenit, pentru că nu poți să fii controlat și nu ți se poate spune prea... Nu ți se pot spune prea multe lucruri. Povestea jurnaliștilor din România, bănuiesc că o regăsești și la jurnaliști din alte țări care se află în același grup. În același grup, dar și jurnaliști din Ungaria, dacă ne uităm acolo, 90% din presă a ajuns cumva sub papucul lui Orban. Mare parte prin interpuși, dar o altă parte semnificativă, prin decizii guvernamentale. Se întâmplă și în Polonia lucruri îngrijorătoare, și în Cehia, și la noi de mai multă vreme. În Bulgaria presa stă chiar și mai prost, pentru că influențele rusești sunt foarte mari. Sigur, în România noi nu simțim influența rusească. Spunem că propaganda rusă nu ajunge până la noi. Dar, de fapt, dacă ne uităm mai cu atenție pe site-uri, pe televiziuni, vedem tot mai insistent un discurs antioccidental destul de abrupt și direct, care nu știm dacă e furnizat
dinspre Est sau dacă e pur și simplu o inițiativă națională sau naționalistă a unor indivizi sau ale unor media. Și practic voi vă duce undeva discursul ăsta înspre pro-America? Noi nu ducem discursul ăsta spre niciun pro. Noi suntem... Veți fi contra. Suntem independenți. Suntem independenți, nu suntem neutri. N-am fost niciodată neutri. Europa Liberă n-a fost niciodată neutră. A fost independentă, dar nu neutru, pentru că nu poți să fii neutru cu drepturile omului. Nu poți să te afli într-o situație de neutralitate atunci când vorbești despre drepturi individuale, despre drepturile omului, despre război, despre lucruri complicate care se întâmplă. Prezinți părțile, dar nu poți să fii neutru în situațiile astea. Înainte de a accepta rolul acesta de a coordona România sau hub-ul numit România, nici nu știu cum să-i spun, în ceea ce privește acest colos media la care toată lumea se uită cu speranță și foarte multă atenție, ai fost unul dintre jurnaliștii Europa Liberă și corespondenții care au lucrat alături de acest post de radio. Ce te-a învățat experiența asta? Te-a ajutat cumva să selectezi altfel sursele, să ajungi mai simplu la oameni, la informație? Se deschide altfel lumea în momentul în care spui că sunt de la Europa Liberă față de cum se deschide pentru un jurnalist din țară? Depinde din ce punct de vedere sunt privite lucrurile. Poate unele uși se deschid mai ușor, altele, din potrivă, se deschid mai greu. Au început colaborarea cu Europa Liberă în 1994 și eram începătoare și lucrul ăsta a făcut posibil să mă formez de la început altfel, cu ajutorul unor oameni incredibili, de exemplu cum e domnul Carp, are acum 96 de ani sau 97 și care pe vremea aia încă mai avea emisiuni la Europa Liberă. Este cel care a brevetat, dacă pot spune așa, o formulă de încheiere, să auzim numai de bine. Preluată după aceea de Neculai Constantin Munteanu, un alt personaj cu care am fost foarte apropiată în acea perioadă de început și care reușește să îmbine foarte bine umorul și relaxarea cumva cu lucrurile grele, complicate, situațiile la limită. Spre exemplu, mi-aduc aminte, era Iliescu președinte, purtătoarea lui de cuvânt Corina Crețu a dat la un moment dat telefon în redacție. Nae, Neculai Constantin Munteanu conducea atunci birou și Nae a pus pe speaker telefonul să auzim și noi ce vrea purtătoarea de cuvânt a președintelui. Și purtătoarea de cuvânt a președintelui cerea lui Nae: vă rog frumos să nu mai trimiteți pe Sabina Fati la Cotroceni, că face prea multă atmosferă în jur, că e prea multe întrebări, prea se agită, prea... Și Neculai Constantin Munteanu zicea: da, sigur că da, da, fata moșului, nu o să o mai trimitem. Tot și în spate făcea alte... râdea la noi. Sunt oameni care discută într-un... îi lasă pe cei din afară să creadă că sigur că da, ținem cont de ce spuneți voi. Dar nu ținem cont, de fapt, de ce spuneți voi. Bine, asta din bucătăria internă a unei redacții, rolul oricărui șef este să țină cumva aceste presiuni de parte de oamenii care lucrează. Faptul că era această transparență, vedeți toți ce se întâmplă, puțin șef fac asta. Să ai o transparență completă față de oamenii cu care lucrezi. Mi se pare foarte important. Să știe toți care sunt presiunile, de unde vin și cum trebuie să le faci față. Pentru că acum ești un șef într-un loc unde probabil că vor fi multe presiuni dacă încă nu au început să apară. De ce ți-e cel mai frică? Ca oricărui om care conduce o mică organizație sau mai mare organizație, cea mai mare frică e să nu reușească.
cât de important e acest proiect și cât de greu e de pus în practică pe o piață media concurențială foarte agresivă, în care politicul și interesele economice sunt foarte vizibile pentru noi ziariștii, dar deloc observabile din afară, pentru piedicile pe care ți se pot pune. Există o mulțime de troli deja care au apărut și care încearcă să ne submineze, pentru că pe internet, internetul e un mare câmp de luptă, a adus multă libertate, dar în același timp a devenit și un instrument în mâinile celor care, de fapt, vor să împiedice libertatea de expresie. Nu? Și a setat Europa Liberă niște obiective pentru România, măsurabile, că asta le spunem obiective? Sigur, sperăm să avem până la sfârșitul anului spre 1 milion de vizitatori lunari unici. În privința trecerii în eter și ascultării la aparatul de radio clasic, există vreun plan? Deocamdată nu avem acest plan. Avem, sigur, o strategie. Pentru moment, acest live stream sperăm să-l îmbunătățim și să-l dezvoltăm într-un anumit fel. Dar Europa Liberă a fost un radio în perioada războiului rece. În perioada războiului rece, aceasta era o formulă pe care americanii o găsiseră pentru a întreține speranța în spatele cortinei de fier, unde oamenii nu aveau posibilitatea să audă altfel de știri, unde cenzura era foarte puternică. Și au dezvoltat acest instrument pe radio pentru că radio putea să ajungă foarte ușor în țările aflate sub dominația sovietică. Între timp, războiul rece s-a terminat. Am fi spus la începutul anilor 90 că America și Occidentul au câștigat acest război rece, fără discuție. Liberalismul a câștigat acest război rece. Dar între timp, după 30 de ani, vedem că nu numai în estul Europei, dar mai ales în est, liberalismul prinde puteri. Și ce înseamnă iliberalism? Ca definiția, iliberalismul e o formulă lansată de un politolog american, Zacharia, care a definit iliberalismul ca fiind o formulă de stat în care alegerile sunt libere, dar în care justiția și statul de drept nu funcționează bine. În care, sigur, alegerile sunt libere, să luăm cazul Ungariei, care e mai aproape de noi și pe care îl cunoaștem mai bine. Presa e luată aproape completamente de ce aflați la putere, peste 90% din procentul media. Această presă diseminează politică, informații politice neechilibrate, care folosesc actualilor lideri ai Ungariei. Și din acest punct de vedere, în ce măsură alegerile mai sunt libere? Atunci când nu ai decât un tip de informație, cât de libere mai pot fi alegerile? Bun. Statul de drept e într-o situație complicată și acolo și în Polonia și la noi cu atât mai mult. Despre acest iliberalism vorbim și atunci soluția deocamdată, nemai fiind în războiul rece, ci în plin război hibrid și cibernetic, poate să fie asta o soluție mai apropiată de timpurile noastre, să fii pe internet. Nu știu dacă e mai greu, mai ușor, dacă ajunge la mai multă lume sau nu. În România, aproape 90% din populație e conectată la internet. Nu toată această populație e interesată de știri, dar avem o plajă foarte largă și un potențial mare. Legat de știri, în ultima vreme, în ceea ce înseamnă jurnalismul în România, se cam confundă informația cu opinia, opinie în care se strecoară foarte multe zvonuri și lucruri care nu pot fi susținute. Cât de periculos ți se pare acest fenomen? Mi se pare periculos în măsura în care a devenit un obicei jurnalistic, în care nu, aproape că nu există material fără opinia jurnalistului.
Și în ce măsură această opinie este opinia lui sau opinia instituției în care lucrează sau opinia altor persoane care îl finanțează, habar n-avem. E foarte periculos pentru că omul nu mai poate să discearnă între știre și opinie, pe de o parte, și pe de altă parte, la un moment dat, pericolul va veni din această parte propagandistică, în care o știre se poate transforma într-un, nu într-un promo, nu într-o publicitate, ci într-o formă de propagandă care urmărește anumite scopuri. Pentru că dacă ne uităm acum pe hartă, vedem că singura țară, poate singurele două țări care au o politică externă coerentă și o strategie bine pusă la punct, sunt Rusia și China. Statele occidentale par foarte dezorientate în această perioadă. Începând cu Statele Unite și continuând cu Uniunea Europeană, sunt de multe ori incoerente și în orice caz nu putem vedea din partea lor o strategie coerentă de politică externă. Pe măsură ce Rusia se extinde dinspre est spre vest, pe canale propagandistice și pe căile acestui război hibrid, răspunsul Occidentului este foarte timid sau aproape deloc sau invizibil în orice caz. Sigur, NATO a făcut câteva divizii care sunt prevăzute special pentru lupta pe frontul războiului hibrid și cibernetic. Aceste divizii ce pot face? Sigur, pot să detecteze, ceea ce se și întâmplă deja, atacurile cibernetice venite dinspre Rusia și China, pentru că surse avizate din NATO spun că numărul acestor bombardamente cibernetice asupra instituțiilor NATO și asupra unor instituții cheie din state NATO sunt foarte multe în fiecare zi, de numărul zecilor. Da, sigur, ele sunt barate deocamdată. Ai dus discuția într-o zonă sensibilă și o să insist pe ea. Crezi cumva că următorul război nu va mai fi neapărat cu arme, foc și tot felul de manifestări din astea ale forței, ci mai degrabă pe teren informațional? Păi deja vedem cum este războiul. Războiul în secolul 21 a fost evident după ce Crimeea a fost anexată de Rusia fără niciun foc de armă. Rusia a preluat Crimeea fără niciun fel de ripostă din partea Ucrainei. Pur și simplu. N-a fost nimic armat acolo. O parte din ofițerii ucrainieni chiar au trecut de partea rușilor de bunăvoie. Și atunci cum te poți apăra pe un asemenea teren? Sigur, și mai e o componentă militară mai mică, ce-i drept, pe care am văzut-o în estul Ucrainei, în Donbas, în care militari fără niciun fel de însemne militare ale niciunei țări sunt aruncați în luptă fără niciun fel de responsabilitate. Nu mai există acea etică a războiului în care armatele se confruntă față în față. Există o altă, nu mai există niciun fel de etică, dar există o altă formulă mult mai complicată pe care șeful statului major din Rusia a explicat-o înainte de preluarea Crimeei cu un an, care a dezvoltat ce înseamnă un război hibrid, cum trebuie el purtat și la ce folosește. N-am văzut niciun fel de reacție a NATO nici atunci și nici atunci când, în 2007, Estonia a fost paralizată cibernetic de un atac rusesc. Mi se pare că vestul stă prea mult în expectativă, în vreme ce Rusia, așa slăbită cum e ea de scăderea prețului la gaz și petrol, se extinde în forme diferite. Și ne uităm care sunt, sigur, ele poate nu sunt conectate direct, dar ne uităm ce se întâmplă în Franța cu vestele galbene, ce se întâmplă cu Brexit-ul, cum în Austria a venit la putere extrema dreaptă. Par ușor coordonate toate acțiunile? Eu nu știu dacă sunt coordonate sau nu, dar
tot ceea ce se poate observa este că populismul cu forma lui extremă iliberalismul tinde să ocupe Europa. În favoarea cui se face Brexit-ul? Poate unii britanici vor spune în favoarea lor, dar poate unii europeni vor spune că în favoarea Rusiei. Cine are cel mai mult de câștigat în echilibru european, ca să nu spunem global, din aceste mișcări? Din toate mișcările acestea care aduc pe val forme complicate de democrație, vedem că partidele tradiționale nu mai fac față. N-au reușit să se transforme, să țină pasul cu transformarea tehnologică a lumii în care trăiesc. Apar alte partide, dar în ce măsură acest tip de partid răspunde nu neapărat ideologic, cât social și politic în fața cererilor oamenilor și mai ales în fața conflictelor existente deja pe care ne facem că nu le vedem. Bun, hai să revenim la Europa Liberă, un jurnalist onest care este bombardat de foarte multe informații și de multe ori din surse care aparent sau în mod tradițional ar trebui să fie credibile și să nu răspândească zvonul. Și aici mă gândesc la instituții publice sau diferite organisme ale statului. Cum poate să mai facă diferența între ceea ce este o intoxicare, ceea ce ar trebui să fie o informație pe care să o transmită mai departe? Da, e foarte simplu. Trebuie doar să verifici. Ca zic așa, ține de abecedarul nostru. Prima știre care nu vine dintr-o sursă credibilă trebuie verificată. Dar ce ne facem că surse considerate credibile, cum ar fi ministere, oficiali, diferiți înalți demnitari, încep să răspândească informații care, după o verificare, se dovedesc a fi false? Complicat. Asta înseamnă că ei deja au început un război cibernetic la ei în propria lor țară. Cum te poți apăra? Suntem într-un plin război civil informațional? Asta înseamnă dacă într-adevăr instituțiile statului livrează informații false. Greu de verificat. Nu e imposibil. La Europa Liberă, cum v-ați selectat colaboratorii și oamenii cu care lucrați? A fost un concurs. Toată lumea a trecut prin el. Cu o comisie formată din redactorul șef al Europei Libere de la Praga, Nenad Pejic, cu directorul regional al Europei Libere. Deci a fost o comisie, s-au trimis CV-uri, apoi a fost un interviu și s-a făcut în final o selecție. Oricine putea să vină să-și depună acel CV și să participe la selecție. Totul e transparent. Vorbeam de obiectivele pentru acest an. Mi-ai zis de 1 milion de vizitatori pe care să-i atrageți cel puțin lunar pe site, acolo unde puteți fi și ascultați. La sfârșitul anului. Ok. Personal, care ar fi obiectivul tău în acest proiect? Acesta este obiectivul meu. Și sigur, site-ul trebuie să fie diferit. Trebuie să fim altceva decât sunt site-urile și decât restul mediei din România. Pentru că dacă ne uităm puțin așa de la depărtare, vedem că în România avem două tipuri de presă. Una angajată în partea guvernului și cealaltă angajată în cealaltă parte, antiguvernamentală. Și că în mijloc nu există nimic. Și că oamenii care poate ar vrea să schimbe, să treacă dintr-o parte în alta, nu au există foarte puține locuri în media românească unde ei pot merge și de unde își pot culege lucruri echilibrate, nu zic neapărat neutre, că am stabilit de la început, nu putem fi neutri în anumite situații. Și cred că ăsta e locul nostru, să convingem oameni și dintr-o tabără și din cealaltă să vină să ne citească, fiindcă nu suntem deținătorii adevărului absolut, dar pentru că încercăm să fim echilibrați.
nu neutri. Sabina Fati, mulțumesc mult! O dimineață de milioane cu Toader Păun la Europa FM.